fost nicopar și asta a fost. Ați mai, de când n-ați mai văzut un cutremur așa de puternic? Am mai simțit un cutremur așa mare, dar cu 3 ani. Octombrie după 5. Eu am prins pe din 74. Eu m-am ținut cu mâna de poartă la țară, să plece stâlpul cu mine. Nu, acolo a fost tare, nu. Cum s-a simțit în seara asta la dumneavoastră în magazin? Foarte tare. N-au spus la din magazin. E jos. Că nu, de adevărat, nu mă credeam. Nu îi vrea arăt acolo, vrea spus de acolo, nu mai mai. Am tăiat mâine, o sticlă, zic, nu-mi spune ăsta, barba mai mare. V-a speriat? Nu, eu nu mă sper. Chiar nu mă sper. Nu, frate, de ce să mă sper? Iată, mă ia, pa, pa, aia. Nu, chiar mă speriat. Dumneavoastră, cum ați simțit pe stradă? Ce, cutremur de 3-4 secunde, au cuvit da, porțile, foarte, casele și... Da, foarte... Dar s-a simțit în timp ce mergeați, da, nu? Da, da. Deci nu în casă. Povesteam și a început cutremurul. V-a speriat? Puțin. Eu chiar m-a speriat. Eu chiar am zis că nu-mi spargă sticlele. Da, eu nu le-am făcut. Da, eu și țigări acum, nu? De, da. Deci acolo au căzut țigările, nu? Da, da. Nu, apoi... Cel mai puternic cutremur de anul ăsta. Asta este. Oricum, de speriat m-am speriat. Vă mai așteptați la vreo replică în noaptea asta? Bine, indiferent ce este. N-avem cum să... Scăpați. Dacă vin, bine. Asta este.